O româncă a plecat la doar 19 ani dintr-un sat din Bacău și a ajuns să candideze la alegerile locale din Norvegia. Aici, când aud că ești fermier, oamenii își dau jos pălăria și îți mulțumesc pentru mâncare. Roxana, de 29 de ani, s-a născut într-o familie cu 14 copii, într-un sat din Bacău și a venit în Norvegia ca muncitoare sezonieră când avea 19 ani. 10 ani mai târziu are o fermă de vaci și cetățenie norvegiană. Este liderul fermierilor din regiune și candidează la Consiliul Local din Comuna Sidgal. Ajungem seara la ferma Ramstad, din satul Presfoss, Comuna Sidgal, la 100 de kilometri distanță de Oslo. După ce traversăm păduri și câmpuri agricole, pe marginea cărora vedem semne cu atenție elani. Turmele vin să pască aici la miezul nopții, când vara este încă lumină în Norvegia. În curtea familiei sunt 3 case vechi de 400 de ani, dintre care una este o fostă judecătorie, iar cealaltă o fostă pușcărie. Roxana și soțul său locuiesc într-o casă tipică de fermieri norvegieni, cu mobilier, tablouri, fotografii vechi și piei de vacă în loc de covoare. Casa de alături în care au trăit bunicii lui Odvar este încremenită în timpuri paralele. Găsești borcane cu dulceață din anii 80, fotografii de la începutul secolului 20 și lăzi de zestre din secolul al 18-lea. Roxana, o tânără energică, mică de statură, face curat în graj și montează dispozitivele automate de mulți, în timp ce soțul său pregătește biberoanele pentru viței. Grajdul este curat, bălegarul cade printr-un grilaj într-un bazin, de unde este apoi colectat și folosit ca îngrășământ. Vitele se comportă ca niște pisici și își cerșesc mângâieri de fiecare dată când stăpânii se apropie de ele. Cele mai multe au nume românești: Magda, Cristina, Valentina, Simona și Marta. Roxana le-a numit după surorile ei. De când a preluat ferma, Roxana a renovat grajdul, a schimbat alimentația vacilor și a crescut producția de lapte. În prezent, ferma este pe primul loc în Norvegia, la producția de lapte în categoria din care face parte, iar presa locală a lăudat-o pentru îmbunătățirile pe care le-a făcut. Anul acesta a primit premiul Fermierul Anului, pentru felul în care reprezintă industria fermierilor din Norvegia. Roxana e activă și a avut mai multe apariții în presa locală și națională. De anul trecut, Roxana are cetățenie norvegiană. Am zis că dacă tot sunt implicată și fac multe pentru localitate, de ce să nu fiu cetățean? A dat un test de limbă și unul de cultură generală, pentru care a învățat câteva săptămâni. În august o să înceapă o școală de agronomie pentru adulți, care va dura 2 ani. Ca să poată reprezenta partidul la alegerile locale, Roxana a dat un examen în programul lor politic. În Norvegia nu s-a simțit niciodată discriminată că e româncă. Din contră, am fost apreciată pentru că am venit dintr-o țară străină. Am învățat repede limba și m-am implicat în comunitate. Relatează libertatea.ro.